Deja de la vârsta de 14-15 ani aveam foarte mulți bani, 1000 de dolari și 1000 de mărci. Eram plecat, dar nu mai eram în zona asta de canale, așa, dormeam la autogara. Erau carurifere și ne lăsau, că eram ok, le făceam curat, le duceam mâncare, adică eram cum ar fi băieții lor, eu cu Flavius, și lucrurile au început să capete contur și începeam deja să ne corectăm. Și vă spun sincer, deja de la vârsta de 14-15 ani, eu aveam foarte mulți bani. Aveam mii de dolari și mii de mărci. Nu exagerez, aveam la un moment dat 3-4 motoare cumpărate, scutere. Deci eu începeam să fac bani mulți. Am prins, chiar se minte că erau cartelele de telefon Dialog și aveam idei. Mulți vineau și întrebau, nu aveți cartele? Nu. Și la un moment dat zic, bă, stai un pic, că pot să iau eu. Eram la Dialog și erau că dau câte 5 în pachet. Vă spun sincer, vindeam cu 20 de euro și luam cu 250.000. Deci făceam de 2 sau de 3 ori banii pe cartelă. Și vindeam 5-10 pe zi, 2-300 de euro pe zi sau 100-200 de euro. Era foarte mult. Și astea sunt foarte mulți. Și atunci, de asta zic, aveam foarte mulți bani.